Aoleo, iar mă retardat ăsta cu videourile lui. Bă, nu e vina mea că îi prinde poster pe Facebook cu cioara aia mof sau ce dracu e cu puiul la mof care dă din cap. Adică încerc să fiu și la modă. Că veni vorba de modă. Bă, voi ați auzit de Alin Barosanu? Normal că ați auzit, adică n-aveți unde să vă ascundeți de el. Am auzit și eu zilele astea de el, adică voi mi-ați dat mesaj și mi-ați zis, bă, reacționează la Alin Barosanu. În gândul meu, fa, aoleo, mai întâi Floricica dansatoare, acum Alin Barosanu. Mă așteptam să fie un salam sau ceva, dar s-a dovedit că nu. E doar un copil retardat rău de tot. Adică dacă maica mea credea că am fost eroare când eram mic, păi nu l-a văzut pe ăsta. Nu prea sunt eu de acord să dai într-un copil, dar în ăsta, bă, aș da din plăcere. Deși probabil totul e regizat, dar cui pasă? Hai să vedem ce și cum. Este evident că Alin este un copil mai mult decât problemă. Mai mult decât problemă? Băi, clar că are niște probleme cu capul. În apartamentul mătușii lui din București. Familie complicată în care băiatul nu are un statut foarte bine definit. Alin are 11 ani și de ceva vreme trece printr-o gravă problemă de comportament. Prietene, ăsta la 11 ani putea să fie bodyguard, ești prost, putea să se angajeze la BGS. Nimănui să intre în camera lui? Nu, mai ales când ascultă muzica lui preferată. Nu. Trebuie lăsat în pace. Muzica lui preferată. Poate uită el. Te-am pregătit să mănânci, te rog frumos. Ia să vedem ce mi-a pregătit. Uite, o bună, ți-am zis, o să-mi faci? Aia ce că toamne, pupația ștâlpie, se mira așa, wow. Și stătea efectiv ca proasta și se mira, toamne, pupația ștâlpie, dar nimic nu-i făcea. Asta e super, bă, pe aia s-o mănânci tu cu măta și cu mamă. Gata, gata, am încheiat. Ăsta mă pupi în cur, dă tere, că ai auzit. Deci în momentul la croșeu de dreapta, clic dreapta, dă-te morții, mătii, nu stăm la discuții. Bine, gata. De ce nu mi-ai făcut acum ce am vrut eu? Am zis să mănânci și tu un pic de ciorbică. Uite-te. Am zis să mănânci și tu un pic de ciorbică. Băi, ești proastă, ți-a spart farfuria în față și tu ei. Am zis să mănânci și tu puțină ciorbică. Doamne, bă, fel. Cum să procedezi așa, mă? Cât de idiotă trebuie să fii? Răspuns, atât de idiotă. Și s-a făcut grăsun. Băi, ești proastă în puii mei, copil la 11 ani de 70 de kg, 80 cred că are. Asta e grăsun, asta e deja e în altă ligă. De la ce am vrut eu, da? Să tași din gură cât stau eu aici că eu mă culc. Și acum o să-i faceți cartofi prăjiți? Îi fac, dă-i cartofi. Și acum o să-i faceți cartofi prăjiți? Îi fac. Dar chiar că ești proastă, fă. Prăjiți acolo să-l potolesc. Pe așa-l potolești, mă? Nu-i mai dat de mâncare vreo 2-3 zile, să vezi cum îl potolești. În aceste condiții, Alin continuă să se poarte la fel. Tot ce spune mătușa nu face altceva decât să-i dea prilejul acestuia să o jignească din nou. Iar ordinea este ultimul lucru care l-ar putea interesa pe băiat. Hai să aruncă pantalonii? Cam așa. Eu am datoria să le strâng tot timpul, da? Nu mai dă timpul, mă. Băi, mă, ești prost? Ce mai de timpul la mea? Cum, bă? La 11 ani ești prost? Aline, stai cu minte, te rog frumos. Da, da, Aline, mă lași și face? Poftim. Uite. Hai să dezbracă? Ia, zvitează și adun cartofi. Mulțumesc. Ci că ia zvitează și adun cartofi. Replicile n-am ce zice, bă, sunt geniale, efectiv, dar trebuie să fii un părinte idiot ca să-i permiți așa ceva. Bine, asta e mătușii, s-am înțeles, dar tot trebuie să fii idiotă ca să-i permiți așa ceva. N-ai cum să fii atât de idiot, bă, ca părinte sau ca adult să-i permiți unui copil așa ceva. Te calc în picioare, auziți? Așa ați ții de obicei hainele păi, aruncate prin colț. Adevărul e că la astea 180 de kg la 11 ani, bă, îl cred pe cuvânt. Nu e problema mea, că-s hainele tale. Baba! Alin consideră că mătușa lui trebuie să-i facă... Baba!
Toate poftele. În schimb, mătușa primește atenție. I-a adus la birou, măi, și prost. I-a dus să mănânce după ce i-a spart farfuria, i-a spart ciorba aia sau ceva. A înjurat-o de toate alea și a băgat în ea de ciorbă. Îi face cartofi prăjiți, îi aduce în față la birou. Doamne ferește. Și proasta asta stă și se uit. Super neni, super pădracu să te ia, că ești proastă la fel ca aia. Dacă poate face absolut orice în casă. Păi, idiotule! V-am dat de lucru, na! Trebuie să faci tu, nu să faci în cap! Ce că ți-am dat de lucru, na! Ia să fac eu, fac! Tu, hai, ia să adun tu! Nu, bravo! Gata! Tu să faci curățenie, că tu ai făcut, nu eu! Tu să spui să-ți faci! Fă s***u, mate, dacă nu taci din gură, te ia mama de... Dacă mai văd un cioc să mă tai eu în el, vă s***ura pe toți și vă ia mama de... Luna să-mi faceți acolo! M-am săturat, Alin, de tine, te rog să mă crezi! Vă pup pe Păi, cum așa ceva? Bă, n-am cuvint, efectiv. În primul rând, bine, el că e handicapat și așa retardat. Bă, dar alea-s mai proaste ca el. Cum poți să-i permiți așa ceva și handicapat aia de ce dracu e acolo? Bă, cât de inconști, cât de prost, bă, ca părinte să fii, să îl lași să zică toate treburile alea și să... Doamne, să-i faci ce vrea și în continuare să strângi după el, să-ți spargă și... Las, așa. Doamne, ferește. De ce-i spui să te pupi? Da, mersi, mersi, mersi. Uite, dă-te și tu cum dă-n astea, măi, prost. Astea erau ale băiatului meu și le păstram și uite el ce le-a făcut acum. Eu nu sunt băiatul tău! Mama mea este mama mea! A făcut curat în camera? Am făcut. Da? Și că m-ai făcut curat în camera? Ești afară? Păi, ești afară, mersi? Nu te drag! Ușa că se blochează. Nu! Asta stă ca proasta și se uită, na. Sper că nu pleci din fața blocului, nu? Da, până mai încolo un pic. Ai grijă că am să vin să controlez cu cine te joci? Eu mă duc singur și tu nu vii după mine, că te bate, te stric. Păi ești nebun. Alin, de fapt, nu are nevoie de grija mătușii, pentru care băiatul este deseori substitutul propriului ei fiu. Mătușa încearcă să-l controleze pe Alin, lucru care nu poate duce decât la o nouă scenă, de data aceasta în stradă. Ce-am vorbit eu cu tine? Să stai în fața blocului și acești băieți sunt de vârsta ta? Lasă-mă cu o cătitul tău! Nu-ți mai dau mingea! Te cu Daniele, păi ești prost! Acolo, să știi, trebuie să vii după mingea. Asta. Uite, îți promit eu, mâine mergem la ștrand, dar acum mergem în casă, da? Dar îmi dau mingea, să o țin eu. Dar ești cu minte, da? Și mâine mergem la ștrand. Da. Da? Da. Bine. Bă, deci cum e posibil așa ceva? Îi dădea șuturi în cur și îi zicea aia, mâine mergem la ștrand. Bă, ce tare, adică dă-i mă frate, dă-i capace, dă-i în gură și pe aia te duci la ștrand. Asta e mentalitatea, trebuie să dai mă, să dai maică ta, să dai în mătușii ta și pe aia te duci și la ștrand. Și după aia drept răsplată că zice că te duce la ștrand, îi dai mare flecmă în față. Așa se procedează în caz că nu știați. În ăsta aș dea din plăcere, bă, mă jur. A început să plângă ca proastă, adică eu... Și proasta se duce și pune suc. Acum îi duceți suc? Păi da. Chiar că ești proastă, fă. După tot ce a făcut? După felul în care v-a vorbit? Da, pentru că nu știu cum să fac să fie un copil cu minte. Nu știi cum să faci ca să fie un copil cu minte? În principiu ce îi zice să nu-i mai faci toate poftele? Da! Și credeți că dacă îi stați așa tot timpul la dispoziție asta o să... Și se duce și îi duce suc, mă, după toate astea. Eu doar trag speranțe. Le-am suc. Dacă îi dă cu paharul în cap, e cel mai tare, mă jur. Ar merita și ea un pahar în cap. Nu niciun fel faptul că plânge? Știi ce înseamnă să fie dor de cineva? Ce mai mă enervați voi pe mine, stați mereu pe capul meu! Eu vreau să fac pentru el ce deci, mai... Deci cred că e cel mai prost filmuleț, cel mai prost lucru de la most în viața mea. Bă, sunt trei femei în toată firea în casa aia și nu sunt în stare să... Îl potulească pe ăsta de 11 ani? Bă, cât de proaste trebuie să fiți, bă, frate! Am luat și eu o pernă și pe și mie ea. Nu, asta e perna mea. Am urcat acolo sus și am deslipit alea, fiindcă și el mi-a luat mie aia. Mi-a dat cu palma în cap. Tare și aici, la ochi. Ai lovit-o? Da. Asta îmi place că ai avut totuși curajul să spui. Și că asta îmi place, mă, care ai avut curaj. Adică dă-i în murții, dă-i în gură, măcar ai curaj și recunoaște. În momentul acesta, tu... Îți ceri scuze
de la el. Te rog frumos să mă ierți. Te rog, nu te iert. Nu, te rog. Tedric. Nu-i mai vorbesc. Da, tu ți-ai cerut scuze. Mergem acum la tabela de marcaj. Fă prost, îmi cer scuze. Mi-a cerut scuze. Fă prost, îmi cer scuze. După aia, acolo 180 de kg după el. Gata, mi-am cerut scuze. Cum dracu e posibil așa ceva, bă? Deci nu mai pot cu video-ul ăsta, ești prost la cap. Doamne ferește. Bă, eu sunt singurul care mi-am făcut nervi. Deci mă jur că mi-am făcut nervi după video-ul ăsta. Trei femei în casa aia și n-au fost în stare să îl potolească pe ăsta. Treaba asta probabil e 100% regizat. Bă, dar e regizat în așa fel încât îți vine să-l bați pe ăla din plăcere, să-l cauți să-l bați. Tu mai în gură așa să-i dai. Da, mă, ce să mai zic, dacă desigur ai același sentiment ca mine și îți vine să-i dai mai pumni în gură, nu uita să dai un share, un like și nu uita să-mi dai 100 de euro. Și ne auzim data viitoare, că deja nu mă, deci n-ai cum, bă, nu mai pot.